Bun găsit! Deliberativul județean a aprobat cu unanimitate încheierea unui parteneriat între Consiliul Județean, Administrația Bazinală de Apă Sireț și Direcția Județeană de Drumuri și Poduri pentru asfaltarea drumului județean Rădăuți, Frătăuții Vechi, Frătăuții Noi, Bilca, Vicovu de Sus. Este vorba de obținerea avizului de la Apele Române pentru realizarea unor apărări de maluri pe o lungime de 4 km pe pârâul Pozene la Frătăuții Vechi și pârâul Petrinesa la Frătăuții Noi. Acest drum este pe PNDL și e un drum extrem de important, care are o valoare de 39 de milioane de lei, 21,5 km. Și aici e vorba de apărări de maluri, circa 4 km. Sunt două pârâie acolo, Pozenul de la Frătăuții Vechi și Petrimeasa de la Frătăuții Noi, 4 km, care sunt acolo unde Apele Române sunt proprietari, nu Consiliul Județean. Și atunci trebuie acest acord de parteneriat, de aia l-am introdus și ca informație de pe acum vă spun că este în evaluare în sfârșit pentru, l-am scos de două ori la licitație asta, este în evaluare ca să putem să semnăm contractul pe acest.